Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit! Bine ne-ați regăsit! Până să vă luăm cu noi la pescuit, da? Și să vă arătăm dacă am prins ceva pește astăzi și ce pește am prins, vrem să vă mulțumim că vă uitați la canalul nostru, vă mulțumim că vă uitați la clipurile noastre, vă mulțumim că vă abonați și că v-ați abonat canalului nostru. Dar, pentru că vrem să mărim familia Daniel și Dad Exploring, avem o provocare pentru voi. La 200 de like-uri la unul din videourile noastre. We spend 12 hours in the car. Și la 300 de abonați petrecem 24 de ore în mașină. Așa că ce mai așteptați? Provocați-ne, dați like și abonați-vă. Hai la pescuit. See you at the pond. Bye. Hai la pescuit. Bună dimineața, da. Din Anglia! Bineînțeles, vă aduceți aminte episodul când ne-am rătăcit în pădure, da. Și am vorbit cu pescarii aceia pe malul apei. E, unde credeți că suntem? În pădure, pe malul lacului, da. În căutare de știucă. Pescuitul la spinning este cel mai ușor pescuit ca să îi învățăm pe cei mici să pescuiască. Nu avem nevoie nici de multe echipamente și este ceva frumos, activ, nu stăm pe loc, ne mișcăm din loc în loc. Dar vă spune mai multe de pe malul apei, da? Haideți să ajungem repede acolo, e dimineață, ne-am trezit de vreme, nici cafeaua n-am apucat să o bem și abia așteptăm să mergem pe malul apei. Haideți, vă arătăm mai multe de acolo. Aveți de lacul nostru. Ia uite cât lac avem de explorat. Echipamentul e minim, două undițe, două mulinete și imediat vă spunem ce folosim și pentru nadă. Hai, tati, hai să facem undițele. De cât Ion pescuiește și aruncă de câteva ore aici, vreau să vă arăt trusa de pescuit de care aveți nevoie, da? Tot ce aveți nevoie este de o undiță. Așa, o lansetă se numește, da? Eu prefer să fie 10 cm, 20 de cm mai înaltă decât mine ca să pot să intru cu ea prin toate tufele și prin tot pe sub toți copacii. Ce mai avem? Mai avem la fel, prefer woblerele de la Salmo. De data aceasta o să pescuim cu un Salmo frisky. Am avut rezultate foarte bune la el, însă o să încercăm și Salmo slider, o să încercăm mai multe și tot ce avem. Avem slidere mai mici, mai mari sau lingurițe. Și ce mai aveți nevoie? Mai aveți nevoie de o strună metalică în cazul în care pescuiți la știucă, da? Neapărat nu uitați pescuitul de răpitor. Se face cu ochelari polaroizi. Ne ajută să vedem mai bine în apă și soarele să nu reflecte, să ne orbească și în același timp vedem peștii în apă, vedem mai clar în apă. Și astea fiind spuse, v-am arătat trusa noastră de pescuit. Haideți să dăm la pește! E o rață, tati. Hai. Hai să începem cu câteva aruncări. What was that? So as you can see, Dad's climbing the tree because I got the fishing rod stuck up at the very top. I don't think he's gonna be able to get it. Oh, I think he is a cat.
answer. Yay, Dad did it. Deci, când veniți la pescuit cu copiii, trebuie să fiți pregătiți și pentru astfel de chestii, da? Am reușit! Schimbăm locul, deja am agățat aici în copacul ăsta, căutăm și alt copac în care să agățăm undița. Vedeți ce frumoase sunt? But it's a fish. Give me that. Arătăm știuculița. Prima știuculiță din partida aceasta. And it's a long one. Ia să vedem dacă o vedeți. O vedeți, ia-i un. Ia-o de acolo. I'm gonna free it or... it's like a snake. Da, tati. Vezi că are dințișori și te mușcă. I got it. Uite, arunc-o aici în apă. Okay. Așa. Du-te, știuculiță, și trimite-o pe bunica ta la noi. De aici am scos cealaltă știucă, doar că stăteam acolo lângă copac. Haideți să vedem dacă mai reușim să scoatem una micuță. Haideți să-l vedem și pe Daniel ce face. Dacă a reușit să prindă ceva. Daniel! 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 Vrei să treci tu pe acolo? Da. Hai, treci pe acolo. Tu pescuiești acolo și eu pescuiesc aici, da? So, Dad, if you tell somebody to go fishing and you leave them, this is how you check if they've gone fishing. See if the line is wet. Da. And then if it's wet, that means they've been fishing. If it's dry, that means they haven't been fishing. Da, da. And they've just been standing there. Uh-huh. Și bineînțeles că nu plecăm cu mâna goală de la pescuit. Cineva a dormit aici seară și a lăsat 2 saci de lemne. Ia-l tu pe la verde, tati. A lăsat 2 saci cu lemne și bineînțeles un grătărel. Un grătar care este un grătar foarte bun pentru mașină. Un grătar portabil. Imediat vi-l arăt eu. Le-am pus așa deoparte ca să nu mai fie în drum. S-au trezit de dimineața, a dormit, cine știe, grăbit să plece undeva. Și uite ce grătărel frumos să-l luăm cu noi în mașină. Avem și lemne de foc. Deci suntem gata să dormim și noi în mașină, tati, da? You think we should have grătar today? Facem
facem curățenie după oamenii din pădure. Poate facem și un grătar astăzi, dar avem grătarul acasă, ăsta îl păstrăm în mașină. Yeah. Avem grătar la mașină. Și de aici vă spunem la revedere de la Pescuit. N-am mai prins nimic după știuculița aceea, dar mai încercăm și în alte părți. Subscribe and hit the notification bell down below so you don't miss out on any of our videos. Bye! Bye! Hope you liked the video!